facem comparații între Roma și Tulcea, între România și Italia. Cred că e o diferență. Încercăm să aducem micul Paris la Tulcea. Despre acest oraș se știu puține lucruri. Orașul nostru este un oraș frumos. Hotelul e amplasat pe malul Dunării, deci pe faleza municipiului. Puteți vizita muzee, avem acvariu, puteți face plimbări în delta Dunării. Se pot merge cu ambarcațiuni mai mici, diverse posibilități. Delta Dunării cred că e un loc unicat. Un loc unde privirea se agață de țărm odată ce ajunge aici, iar timpul capătă o chimie greu de explicat. Despre acest oraș avem puține mărturii. Știm doar că Andrei Taranovski scria în jurnalul său de călătorie către Constantinopol pe la anul 1570 că a navigat în sus pe Dunăre și, la un moment dat, a ajuns într-un orășel cu numele Tulcea. Așadar, în Tulcea, mulți au trecut. Gheorghe Munteanu, Jean Bart, Grigore Antipa sunt cei care au descoperit acest oraș. Iar astăzi, Nicolae Ariton ne povestește multe despre istoria acestui loc. Am putea să mai spunem că în 1582, negustorul englez John Neberry ne lasă și el informația că a ajuns într-un târg căruia îi se spunea Tulcea. În 1595, Tulcea este consemnată și în harta lui Paola Giorgini, iar marele cărturar și călător turc, Evliya Çelebi, în secolul al XVII-lea, este cel care ne vorbește despre Tulcea ca fiind un oraș cu 600 de case locuite de valahi. Începând cu secolul al XVIII-lea, Tulcea este mai des menționată în documentele și planurile cartografice. Cei mai bătrâni tulceni sunt prea tineri pentru a ne povesti istoria acestui oraș. Familiile de armeni, greci, turci au părăsit locul acesta. Iar nouă nu ne rămâne decât să căutăm și să aflăm singuri istoria acestui loc. Tulcea este menționată mult mai devreme într-un registru vamal turcesc, însă ne aflăm în incinta, și e foarte important de reținut, ne aflăm în incinta cetății Egisus, cetate care este amintită în anul 12 după Hristos de poetul Ovidiu în contextul conflictelor dintre romani și populația autohtonă, respectiv geții. Poetul Ovidiu amintește despre o fortificație într-o zonă înaltă și tot de la poetul Ovidiu aflăm că numele cetății, care de fapt este de origine celtică, provine de la întemeietorul, s-a păstrat mai corect spus, de la întemeietorul acesteia, Casfio Aegisus. De altfel, anul trecut, în 2012, am sărbătorit 2000 de ani de atestare documentară a cetății Aegisus. Ar trebui să știe, în primul rând, că Tulcea este un oraș vechi. Așa cum vă spuneam, este atestat documentar și nu numai, de mai bine de 2000 de ani. Ar trebui oamenii să cunoască că avem un sit arheologic în Parcul Monumentului și tot în același cadru avem Muzeul de Istorie și Arheologie cu două săli care propun expoziții temporare și expoziția de bază, plus Monumentul Independenței. Acum ne aflăm în sala romană, sala în care noi propunem publicului vizitator, în primul și în primul rând, reconstituirea de apeduct. Sunt piesele originale și ele au fost așezate în sistemul acesta pentru a
prezenta cât mai bine modul de realizare și de funcționare a acestor apeducte. Mai avem și reconstituirea unei porțiuni de hipocaustum. Hipocaustumul este sistemul de încălzire a termelor romane. În spatele sălii vorbim de un sarcofag deosebit. El provine din necropola tumulară cercetată la Noviodunu, așa cum se numește localitatea în zilele noastre, respectiv Isaccea. Este sarcofagul unei doamne pe nume Ulpia Iulia, de altfel se și poate citi pe inscripție. În sala romană sunt expuse piese arheologice provenite din săpături realizate în zona de nord a Dobrogei, respectiv teritoriul județului Tulcea. Și sigur, pentru că vorbim de primul teritoriu intrat sub stăpânirea Imperiului Roman, avem foarte multe obiecte ce au aparținut soldaților și nu numai. Vorbim de tegule, foarte importante pentru că sunt ștampilate cu denumirea legiunilor romane ce au fost cantonate în zona noastră, respectiv legiunea 5-a Macedonica, cum se poate vedea în vitrină. Știm sigur că ea a fost cantonată la Trosmis. Părăsim Muzeul de Istorie și Arheologie și încercăm să vedem ce mai putem descoperi în acest fascinant oraș. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la muzeul nostru. Ce mi-arătați? Ce aș putea să văd aici? Fauna și flora deltei Dunării, fauna acvatică, fauna exotică și autohtonă din delta Dunării, peștii din delta Dunării. Lăsăm istoria deoparte și revenim în prezent. Iată-ne la Muzeul Deltei Dunării. Aici aflăm despre fauna, vegetația și tot ceea ce înconjoară orașul Tulcea. Un loc fascinant, un loc minunat, plin de istorie și de data aceasta. Pentru început, mergem aici, la Infotaci, unde aflăm ceea ce nu cunoaștem. Delta Dunării, un loc unde pământul se împreunează cu apa, unde sălcile se rută cu vârful crengilor apele, unde nuferii albi și galbeni abia își lasă văzută floarea de după umbra verde a frunzelor. Unde lebedele își ascund puii și pelicanii te întreabă mirați de ce le tulbure acest ținut. Cel mai frumos loc din lume, în care pașii te pot purta vreodată. Sufletul și mintea ți se pot vindeca. Privirea îți aleargă pe lugiu apei ca o rață sălbatică speriată de motorul unei bărci, traversând canalele ascunse de coroanele copacilor. Copii, oameni, asta e viața lor. Peisajul este magnific, liniștea care te înconjoară și ospitalitatea oamenilor. Te conving, ori de câte ori vii aici, că avem o țară frumoasă și avem oameni deosebiți. Dacă ajungi la Tulcea și vrei să mănânci un sturion, nu. Mai avem de așteptat încă 5 ani. Pescuitul sturionilor în delta a fost interzis 10 ani. Sălbăticia acestor locuri
și oamenii rari pe care îi întâlnești din când în când pe canale sau acasă la ei, îți dau dimensiunea la ceea ce înseamnă să fii stăpân peste un loc și să nu împarți cu alții aglomerația urbană a unui ținut turistic invadat de îmbogățiții parveniți a acestei ere. E o modalitate frecvent utilizată pentru conservarea peștilor pentru iarnă. Astăzi se mai practică această metodă de serare, de păstrare a peștelui? Din ce în ce mai puțin, pentru că odată cu apariția frigiderilor, a spațiilor frigorifice din kerhanale, este de preferat să se consuma refrigerat sau cel mult congelat. Cum ați reușit să păstrați toate acestea în Muzeul Deltei Dunării de aici din Tulcea? E fascinant pentru cine? Pentru copii sau pentru... Și pentru copii și pentru adulți deopotrivă, pentru că aici avem reconstituit o kerhana după Antipa. Deci este o veche kerhana, cele noi nu mai seamănă cu ceea ce vedem aici și de aceea reprezintă o curiozitate. Redat aspecte privind prepararea icrelor, pentru că este o activitate de bază în perioada de primăvară, bine, în afara perioadei de prohibiție, extragerea și prepararea icrelor sau semi-prepararea lor, icrelor prin sărare. Ciorba de pește, așa cum se prepara ciorba de pește, din mai multe specii de pește, de la cele mai puțin grase până la cele grase, cum ar fi somnul, și la fel cum spuneați, cu apă din Dunăre. Acum nu știu cine mai are curaj. Oricum, femeile înainte, știu că bărbații băiau vin de negru de sarichioi, iar femeile mergeau în Dunăre și luau apă, da? O bădeau cu piatră de var și o strecurau printr-un corn special, iar ele așa își potoleau seta. Da, era o modalitate. Acum știm foarte bine că poluarea este mult mai accentuată. Și nu mai au curaj. Nu mai au curaj. Dacă ai fi turist pentru prima dată în Tulcea și ați vrea să vizitați acest muzeu, bineînțeles, cine nu vizitează acest muzeu pierde foarte mult. Înainte de a merge în Delta, recomandăm vizita acestui muzeu. Și noi vă spunem același lucru. Merită să vizitați Tulcea, muzeul din Tulcea și de ce nu Delta Dunării. Părăsesc Delta și merg pe vasul Republica. Singura navă de război din lume cu mașină de abur. Pentru orice vizitator, Republica devine o punte spre vremuri trecute, spre locuri unde odinioară sălășluiau adevărații marinari. Construită în Austria pe șantierul naval de la Leeds în anul 1903, devine în 1919 navă românească, fiind preluată în cuantumul despăgubirilor de războiul austro-ungar, nava Republica vă așteaptă în prezent în portul Tulcea cu povești de peste 100 de ani. Pentru mine, Delta înseamnă mai mult decât orice, o terapie vizuală, un context care îți dă o liniște și o pace interioară pe care numai o insulă sufletească iluzorie ți le poate da și revelația că oricât de sofisticat ai fi și oricât de brand ai vrea să pari, nimic nu e mai fascinant ca în Delta Dunării. Faptul că ne-am născut aici, în Tulcea, în Delta Dunării, e
un dar dumnezeiesc de care trebuie să avem grijă și să vorbim și să facem numai lucruri deosebite. Quindi questa campagna che avete fatto per me sicuramente. Mare mi ha fost mirarea când în Delta am întâlnit și străini, o echipă de jurnaliști care au venit să realizeze un documentar despre fascinanta Românie Delta Dunării. Pășesc cu emoție și bucurie și încântare ori de câte ori ajung aici. Mă uit la copiii aceștia minunați și îmi dau seama că ei sunt oamenii Deltei. Prima navă de pasageri care a circulat pe Dunăre via Tulcea a fost Franz I, pe la anul 1829, înființată de doi englezi. În scurt timp, compania austriacă primește din partea austriecilor monopolul transportului de pasageri pe Dunăre între Viena și Constantinopol. Americanii au vestul lor sălbatic. Noi avem estul sălbatic. Tulcea este probabil una din cele mai naturale și neatinse încă zone din România. Dacă ajungi aici, te vei simți complet deconectat de viața cotidiană. Un oraș micuț, foarte liniștit și curat. Poți aprecia liniștea, lipsa traficului și distanțele mici. Iar de confort, nici nu mai vorbim. Oferta la cazare este generoasă. Se pot găsi de la pensiuni ieftine până la hoteluri luxoase pentru fiecare portofel. Totul în Tulcea se învârte în jurul apei. Greu găsești un tulcean care să renunțe la stilul de viață format în jurul Dunării. Pentru ce este faimos acest oraș? Pentru miere, pentru vin și pentru oamenii lui prețioși. Aici găsești de toate. Ceea ce mă impresionează cel mai mult pe mine în acest oraș este că nu există niciun lanț de fast food și mi se pare corect. Între 1864 și 1877, guvernatorii otomani numiți Mutesarafi au condus destinele întregii Dobrogi de aici, de la Tulcea. Istanbulul lui Mohamed al II-lea a avut nevoie de 20 de ani pentru a dezvolta 30 de mahalale turcești. Tulcea se afirma la acea vreme cu 14 mahalale. Dacă te-ai săturat de atâta istorie, nu-ți rămâne decât să vii la Murighiol și să te simți pentru câteva zile pion sau regină. Un sat pescăresc, Murighiolul. Astăzi îl putem compara cu cea mai luxoasă stațiune din lume. Nici o călătorie luxoasă, asezonată cu numărul pierdut al banilor cheltuiți pe confort, nu îți poate crea atâta liniște ca la Murighiol. Am descoperit sentimentul că natura, vorba lui Dante, este cu adevărat arta lui Dumnezeu, căci tot ce a construit omul de la rai încoace a fost superficial, utilitar și megaloman,
în dorința de a-și demonstra Sieș că poate rivaliza în creație cu lumea de odinioară. Delta Dunării nu este locul pentru cei care suferă de singurătate, ci dimpotrivă este făcută pentru cei care își sunt lor înșiși de ajuns. E un loc în care nu-i cauți pe alții, ci te găsești pe tine și mai ales atunci când te-ai găsit, nu te plictisești. Nicolae Bălănescu, ardelean și teolog de profesie, a devenit călugăr pe la 1870. A venit în Tulcea la 64 de ani, cu scopul de a construi școli pentru oamenii de aici. Inițial dorea să ajungă la muntele Athos. Nimeni nu știe de ce a ales să facă școli și nu biserici. Rămâne să descoperim singuri, poate într-o altă emisiune.